Bună, oameni minunați! Bine ați revenit pe Roxandra YouTube Channel! Mă bucur foarte mult să revin cu un nou videoclip pentru voi, iar datorită faptului că săptămânile trecute a avut un succes incredibil videoclipul despre britanici, lucruri șocante cu referire la britanici, ei bine, am decis să revin cu partea a doua, așa cum am promis, iar astăzi vom vorbi despre alte câteva lucrușoare pe care le-am descoperit eu, a fi puțin ciudate sau bizare sau pur și simplu interesante cu privire la britanici. Ba mai mult, mai târziu am să vă invit să vedeți un filmuleț pe care l-am înregistrat cu un prieten foarte drag mie, un prieten britanic pe care îl cunosc de aproape 9 ani de zile, îl cunosc din timpul facultății și Nick a decis să spună da provocării mele și veți vedea ce părere are el despre britanici, deci fiind britanic, ceea ce mi s-a părut foarte interesant, sper să vă placă și vouă, dar înainte să vedem conversația cu Nick, am să vă spun eu câteva lucrușoare cu privire la britanici, ceva ce nu am spus până acum. Și anume, voi începe cu numărul 1, ce mi se pare mie ciudat să spun așa, este faptul că ei sunt foarte, foarte mândri de desertul lor și anume bread and butter British pudding. British pudding fiind un desert incredibil. Când am auzit numele acesta, mi s-a părut atât de interesant, însă de fapt este un desert atât de banal și atât de ușor de făcut, încât este, da, incredibil. Practic, doar felii de pâine, puneți unt pe felia de pâine, iar apoi o puneți într-o tavă, adăugați cât o cantitate destul de mică de unt, unt topit, dacă se poate. Unii preferă să mai adauge și stafide, sau dacă nu, doar puțin lapte și practic bagă acea porție de pâine cu unt practic și cu lapte, sau poți să adaugi și puțin zahăr vanilat pentru aromă și dacă preferi acele stafide, îl bagi la cuptor și practic aceea este prăjitura lor. Am să vă atașez o poză să vedeți cam ce înseamnă. Da, mă așteptam să fie ceva mai special sau ceva mai deosebit, însă aceasta este British pudding-ul lor, una dintre rețetele lor, deserturile lor culinare. Chiar mai mult, am auzit cum că în Scoția, chiar dacă sunteți din Scoția, vă rog frumos să-mi spuneți dacă este adevărat sau nu, am auzit că există un desert în Scoția pe care l-au improvizat scoțienii și anume, știți snickerul normal, snickerul pe care ciocolățica cea cu alune, am înțeles că ei prăjesc snickerul, deci acela este un desert. If you come to Scotland, make sure you do, because you're also going to love it. Alex has assured me that this is going to be good, but I am a little bit apprehensive. I do want to eat it while it's still hot, so I'm not going to talk for too long. Actually really bloody good. I'm really shocked that I like that. Okay. Oh my god, that's actually really good. Mmm. So gooey and chocolatey. So I don't like Mars bars. That doesn't even taste like Mars bar. It's like gooey caramelly. Mai mult am înțeles că fac snickerul precum un sandwich. Practic prăjesc și snickerul, prăjesc și pun snickerul între două felii, apoi prăjesc aceste felii cu snickerul înăuntru și acela este un desert. Dacă sunteți din Scoția, vă rog frumos să spuneți dacă este reală sau nu informația pe care am găsit-o.
Ok, haideți să mergem mai departe. Numărul 2 care mi s-a părut incredibil este faptul că în foarte multe locuințe lumina se aprinde trecând de o sfoară. În primul an de facultate nu am avut întrerupătoare normale, ci pur și simplu tragi de sfoară și așa se aprinde lumina. Ceea ce mi s-a părut foarte, foarte interesant. Al treilea lucru ar fi vorba despre robineți. Probabil că ați mai auzit până acum, dacă nu, vreau să vă spun că în Marea Britanie aparent este ceva tipic britanic să ai 2 robineți, practic să ai un robinet de apă caldă, un robinet de apă rece și practic că trebuie să-ți găsești tu temperatura ideală, să spun așa. Am văzut foarte mulți internaționali și mai ales studenți care au improvizat și au făcut dintr-o sticlă, au găurit sticla respectivă în așa fel încât să se combine apa caldă cu apa rece, încât să fie cât mai ok temperatura pentru ei, însă da, au improvizat din acea sticlă, dar sunt foarte multe locuințe și în ziua de astăzi când pur și simplu așa sunt robineții aici în UK. Numărul 4 foarte interesant despre britanici, aș putea spune că ei organizează foarte multe evenimente caritabile și pur și simplu vei vedea foarte, foarte multe charity-uri, cum se numesc aici, și fundraising. Fundraising adică se vor face tot felul de evenimente, se vând tot felul de lucrușoare în scopul de a strânge bănuți și a îi dona mai departe. Vei vedea foarte des și dacă mergi într-un mall sau oriunde te plimba, vei vedea tot felul de oameni care sunt cu gălețile efectiv inscripționate cu logo-ul și cu depinde pentru ce charity, pentru ce organizație strâng ei fondurile și de foarte multe ori vei vedea că oamenii merg și fac vânzări de prăjiturele sau tot felul, tot așa, în ideea de a strânge bănuți. Ei sunt foarte, foarte umanitari, să spun așa, participă la foarte multe evenimente, așa, în scopul de a strânge bani și a dona tot felul de organizații. De multe ori vei vedea că vor merge și se vor înscrie să alerge sau să meargă cu bicicleta pe un anumit traseu, iar efortul depus de ei, bineînțeles, va fi susținut de alți oameni printr-o donație, iar banii care se strâng prin urma evenimentului respectiv se vor dona unui centru. Depinde pentru cine s-a făcut evenimentul respectiv, însă de foarte multe ori ei își dau și timpul și bănuții în scopuri caritabile, ceea ce mi s-a părut foarte interesant și sunt foarte deschiși în ceea ce privește donațiile și să-i ajute pe alții. Numărul 5. Dacă tot vorbim de bunătatea lor, nu am cum să nu menționez și faptul că sunt foarte, foarte, foarte buni la ceea ce privește relațiile cu clienții. Adică eu am călătorit destul de mult și am locuit pe o perioadă mai lungă și în Franța, și în Spania, și în mai multe țări, însă nu se compară relațiile cu clienții din Anglia cu în orice altă țară am fost, pur și simplu. Nu se poate compara. Aici, în Marea Britanie, într-adevăr, clientul este stăpânul tău, practic orice spune, orice dorește clientul, ar cam trebui să-i faci pe plac și chiar se poartă foarte frumos cu tine, sunt foarte, foarte politicoși. Bine, ei în general sunt foarte politicoși, însă când vine vorba de relații cu publicul, când vine vorba de cum să se descurce când faci o plângere sau, da. Iar numărul 6, apropo de plângeri, britanicii sunt foarte, foarte obișnuiți să facă plângeri. Ar face o plângere pentru orice. Dacă, de exemplu, a fost livrat un colet și nu a fost pus unde a specificat clientul sau așa, imediat va face plângere cum că coletul nu a fost livrat cum au cerut ei. Vor face plângere la bancă dacă n-au fost mulțumiți de cum s-a interacționat cu ei sau dacă li se pare că a greșit banca sau indiferent de context vor face o plângere. La fel, orice, absolut în orice industrie, dacă nu sunt mulțumiți de serviciile primite sau de cum au fost pur și simplu abordați și dacă li se pare că nu au fost tățiți într-un anumit fel, cu siguranță vor face plângeri. Chiar dacă este sau nu este cazul, plângerile vor fi făcute. Există multe, multe plângeri și mai departe, dacă compania respectivă nu răspunde plângerilor cum se așteaptă clientul respectiv, se poate duce plângerea mai departe la ombudsman. Ombudsman fiind o instituție guvernamentală gratuită care te ajută să îți aducă dreptatea, să spunem așa, și vor investiga acea plângere și mai departe, în așa fel încât să fii tu mulțumit. Ok? Am menționat 7 lucruri interesante despre britanici și scoțieni de data aceasta, iar săptămâna viitoare vă aștept cu mare drag să vedeți partea a treia a acestui videoclip.
care veți urmări alte lucruri pe care le voi menționa cu privire la britanici, având în vedere că sunt de 10 ani în UK, cred că mi-am cam făcut o părere așa cu privire la ceea ce fac ei mai interesant sau ce este mai șocant, așa că urmează săptămâna viitoare să revin duminică la ora 2, ora Angliei, respectiv ora 4 din România. Vor urma câteva alte idei interesante despre britanici și de asemenea videoclipul cu Nick despre care vă spuneam. Mie personal mi se pare destul de interesant să urmărim cum un britanic vorbește despre britanici, deci și prin urmare vă aștept cu mare drag pe canalul Roxandra YouTube Channel duminica viitoare. Că v-a făcut și acest video, vă rog frumos ca de fiecare dată să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți voi, ce alte lucruri ciudate sau interesante ați descoperit voi sau poate chiar șocante dacă vă aflați în Marea Britanie. Ne revedem săptămâna viitoare, duminică, la ora 2, ora din Anglia, respectiv ora 4, ora din România. Aveți grijă de voi, multă sănătate, să ne vedem cu bine! Ciao!